Zilierii au dreptul să fie plătiți pentru fiecare oră de muncă în folosul beneficiarului cu cel puțin valoarea pe oră a salariului de bază minim potrivit legislației în vigoare. Însă valoarea minimă a acestei remunerații va crește de la 1 februarie 2017, odată cu creșterea salariului minim la 1450 de lei. Potrivit legii cu numărul 52 din 2011, zilierul este acea persoană care face muncă necalificată în mod ocazional pentru o altă persoană, beneficiarul și care este plătit pentru asta. În acest caz, nu mai suntem pe tărâmul raporturilor de muncă obișnuite pe care le reglementează codul muncii, iar înțelegerea dintre beneficiar și zilier se face printr-o simplă învoială verbală, nu printr-un contract de muncă scris. Totuși, zilierii trebuie să fim împlinit măcar vârsta de 16 sau 15 ani, dacă părinții își dau acordul, iar munca desfășurată de zilier nu poate să fie făcută în orice domeniu de activitate. Spre exemplu, zilierii pot munci în domeniul agriculturii, cateringului sau turismului. Pentru munca pe care o face, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei quantum se negociază cu beneficiarul muncii în următoarele condiții impuse de lege. Quantumul remunerației brute, orare stabilite de părți, nu poate fi mai mic decât valoarea pe ora salariului de bază minim brut pe țară garantată în plată și se acordă la sfârșitul fiecarei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii înainte de semnarea în registrul de către zilier și beneficiar potrivit actului. Așadar, se impune o limită minimă a remunerației pe oră în funcție de valoarea pe oră a salariului minim stabilit prin lege. Concret, la ora actuală, salariul minim este de 1250 lei pe lună, ceea ce înseamnă că valoarea minimă pe oră este de 7,38 lei pentru o medie de 169,33 ore de lucru pe lună, astfel că remunerația pentru o oră de muncă a zilierului nu poate fi mai mică decât 7,38 lei. De la 1 februarie 2017, însă, salariul minim pe economie va crește la 1450 lei și odată cu el vor crește toate valorile care se raportează la acesta. Așadar, de la acea dată, zilierii vor fi plătiți cu cel puțin 8,73 lei pe oră, pentru o medie de 166 de ore pe lună.